Minerii nu și-au primit voucherele de vacanță. Suntem în a treia lună a anului 2015, iar o parte dintre ortaci și angajații Complexului Energetic Hunedoara deja au beneficiat de concediu, pentru care însă nu au primit acele vouchere de vacanță care anul trecut au dus la proteste. Sindicatul Muntele se judecă cu angajatorul, iar un termen în acest dosar va avea loc la jumătatea acestei luni. În funcție de ce va stabili instanța, se va decide dacă angajații Complexului vor beneficia sau nu de aceste beneficii, care nu sunt incluse nici în contractul colectiv de muncă, dar nici nu sunt bugetate. Sindicatul Muntele a acționat în instanță angajatorul încă de anul trecut. Prima cerere a fost înregistrată în data de 8 septembrie. Anul 2014 fiind un an electoral, bineînțeles că a fost unul care a fost depășit sub aceste auspicii, și anume directorul general a acordat prima de vacanță fără să mai țină cont de legea 94/2014. Am avut până acum două termene pe această acțiune. Următorul termen îl avem în data de 19 martie, în care ne punem speranțe că vom găsi o rezolvare, sau cel puțin instanța va spune angajatorului dacă poate sau nu poate să acorde ajutorul pentru adaosul pentru concediul de odihnă al salariaților din Complexul Energetic Hunedoara. Din păcate, trebuie să o spun salariaților din cadrul Complexului Hunedoara că această problemă a fost generată de către parlamentarii României, inclusiv de către cei din județul Hunedoara. Nu-i mai enumăr pentru că mulți dintre ei nu mai sunt sau au probleme foarte grave, și ei trebuie să răspundă tuturor salariaților din România, nu numai din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, de ce au aprobat o lege în luna iulie, care nici astăzi, în luna martie anului 2015, nu poate să fie aplicată, pentru că nu există metodologia de aplicare a acestei legi. Bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților, în cea mai mare parte, nu sunt aprobate, motiv pentru care aceste vouchere de vacanță, și dacă am vrea noi să le acordăm, nu avem cadrul legal. Tocmai de aceea am făcut această acțiune în instanță și credem că atât timp cât contractul colectiv de muncă este aplicabil până la data de 1 august 2015, salariații ar trebui să beneficieze de acest drept. Dacă instanța în data de 19 va decide altceva, cu siguranță o să căutăm o soluție prin care dreptul salariaților să fie unul care să fie și primit de către aceștia. Teoretic, valoarea voucherului de vacanță nu trebuie să depășească de 6 ori salariul minim brut pe țară. Liceenii au susținut o nouă probă din cadrul simulărilor naționale. Cei care frecventează cursurile unei clase cu profil real au susținut proba a doua a examenului, și anume proba obligatorie a profilului la matematică. Limitele le-au depășit limitele lor de cunoaștere, iar la această probă liceenii se așteaptă la rezultate mici. A fost destul de greu. Pentru mine nu mă pricep la matematică și... Ce profil ești? Intensiv engleză, mate info. Totuși ar trebui să știi matematică. Ar trebui, da. Bine, știu matematică cât de cât, dar nu. Subiectele astea m-au încurcat puțin. Ce notă sper să iei? Sper să iau 6. Destul de bine. Nu foarte greu, nu foarte ușor. Ce clasă? A 11-a. Ce notă sper să iei? 6, că am uitat să fac subiectul 3 pe partea cealaltă a paginii. La BAC ce crezi că vei face? Notă acceptabilă, sper. Te aștepți la subiecte mai ușoare până atunci sau vei mai învăța până atunci? De învățat mai învăț, subiecte mai ușoare poate mai grele. Aceștia au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Elevii nu au avut voie să intre în săli cu materiale din care se pot inspira pentru rezolvarea subiectelor sau cu telefoane mobile. Sălile de examen și de corectare a lucrărilor sunt monitorizate video. Mai multe controle în trafic vor avea loc în această perioadă pe drumurile din Valea Jiului. Această acțiune a început în această dimineață, iar în principal sunt vizate mijloacele de transport în comun, dar și autovehiculele de transport marfă. Acțiunea este coordonată de Consiliul Județean Hunedoara și de Poliția Rutieră. Împreună cu colegii din Serviciul de Transporturi al Consiliului Județean Hunedoara, am pregătit un program amplu
pentru respectarea legislației în ceea ce privește transporturile pe drumurile județene, aici referindu-ne la transporturile de mărfuri, și transporturile de persoane prin curse interurbane, care sunt iarăși sub patronajul Consiliului Județean Hunedoara. Am avut o serie de discuții cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara. Domnul inspector șef a fost și a dedicat foarte mult timp, mulțumesc pe această cale, la fel și domnului șef de serviciu al Poliției Rutiere, domnul Dan Micu. Împreună cu dânsii am semnat zilele trecute un program de lucru, un plan de acțiuni pentru transportul de mărfuri și pentru transportul de persoane. Asta înseamnă că echipele noastre operative, atât ale Consiliului Județean cât și ale Poliției Rutiere, vor acționa începând din această săptămână zilnic pe drumurile județene pentru prevenirea neregulilor pentru transportul de mărfuri și pentru transportul de persoane. Când zic neregul raportate la transportul de mărfuri, mă refer la depășirea tonajului pe drumurile județene. Tonajul este reglementat în lege la maxim 40 de tone pe osie. Cei care depășesc acest tonaj vor fi sancționați cu amenzi cu un minim de 25.000 de lei. Iar în ceea ce privește transportul de persoane, prioritatea noastră este siguranța, și așa cum am spus, siguranța și confortul pasagerilor, pasagerilor care folosesc aceste mijloace de transport în comun. Asta înseamnă că transportatorii nu au voie să depășească, să încarce mai mult sau să folosească peste capacitatea locurilor microbuzele pe care le au în dotare. Sunt obligați să respecte toate prevederile fiscale în vigoare astăzi, adică să folosească bonuri fiscale, așa mai departe. Sancțiunile, de asemenea, sunt destul de aspre, pot de la avertismente, amenzi, până la pot duce chiar și la rezilierea contractelor care au cu Consiliul Județean Hunedoara. Eu am tras semnale de alarmă de-a lungul timpului, pentru că în audiențele pe care le-am desfășurat în calitate de consilier județean, de-a lungul timpului am primit mai multe sesizări cu privire la respectarea acestor prevederi contractuale dintre transportatori și Consiliul Județean. Astăzi a venit vremea ca să luăm și taurul de coarne, ca să spun așa, și pot să vă anunț încă o dată că începând de astăzi, în cel puțin Valea Jiului, vom avea de cel puțin 2 ori pe săptămână controle în ceea ce privește transportul de persoane. De ce facem aceste controle atât de des? Scopul nostru nu este acela de a sancționa contravențional. Nu facem o muncă de poliție în mod deosebit. Scopul nostru este acela de a preveni. Ne-am bucurat ca transportatorii să știe că suntem pe drum și de frica noastră, dacă îmi permiteți această exprimare, să respecte legea, să respecte contractele care au în desfășurare. Pe lângă aceste aspecte legate de siguranță și transport, am fost semnalat cu probleme legate de folosirea unor alte mijloace de transport decât cele autorizate. Există o singură firmă, din câte știu eu, sau mă rog, nu limitat de societăți comerciale care au dreptul de a desfășura curse regulate în județul Hunedoara. Orice altă societate comercială, care, aici mă refer la cursele regulate, nu la curse speciale, orice altă societate comercială care pune la dispoziție pentru transport public, interurban, un mijloc de transport pe care noi nu știm, pe care Consiliul Județean, prin serviciul de transporturi, nu are cunoștință, este în ilegalitate. Noi nu putem să verificăm dacă aceste mijloace de transport folosite ilegal îndeplinesc condițiile de siguranță, îndeplinesc condițiile de legalitate, îndeplinesc standardele pe care noi le-am prevăzut. Asta vrem să punem în normalitate și eu sper că prin acest program amplu de acțiuni o să reușim să ducem la îndeplinire. Acțiunea va avea loc pe o perioadă mai îndelungată, iar astfel se are în vedere siguranța călătorilor. Rezultatele acțiunii vor fi făcute publice după centralizarea tuturor datelor. 3 ani de insolvență, un pas până la faliment. Potrivit legii, o firmă care timp de 3 ani de zile nu a reușit să iasă din insolvență trebuie să intre în faliment. Acest lucru nu este exclus nici la societatea de termoficare din Petroșani. Consiliul local are votul final în ceea ce privește această societate, însă nu este exclusă înființarea unei noi firme care să se ocupe de termoficarea din Petroșani.
situația la acest moment este destul de neclară, în sensul în care, până la urmă, decizia principală revine domnului primar, respectiv Consiliului Local, de a stabili care va fi viitoarea formă prin care populația din municipiul Petroșan și respectiv, bineînțeles, instituțiile și agenții economici vor beneficia în continuare de agent termic, apă caldă și respectiv căldură. Cred că în decursul lunii acesteia se va lua o decizie în acest sens, pentru că știm că acea licitație care a avut loc respectiv pentru Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, din păcate nu a avut câștig de cauză și drept pentru care trebuiește din nou regândită situația existentă la momentul de față. Pentru ca societatea să fie una profitabilă, ar fi nevoie ca cel puțin 65% din apartamentele din municipiul Petroșan să fie racordate la acest serviciu. În momentul de față, gradul de branșare este de puțin peste 20%. Firma actuală, SC Termoficare S.A., se găsește în procedură de insolvență de mai bine de 3 ani. S-au scurs deja 3 ani și câteva luni. Probabil că de aceea și până la finele furnizării se va finaliza această procedură, pentru că nu poate să mai continue și bineînțeles că va trebui să intre firma în faliment. Problema este în felul următor. Situația din punct de vedere al banilor pe care societatea SC Termoficare S.A. în această perioadă de 3 ani de zile către bugetul statului a reușit să-și achite integral contribuțiile pe care le datorează. Deci atât stopajul la sursă, cât și restul contribuțiilor la buget au fost achitate. Din păcate, datorită faptului că numărul de consumatori deocamdată nu este la un nivel suficient, în acest context, bineînțeles că, din păcate, orice societate ar fi creată, față de principalul furnizor, respectiv Paroșeni, la acest moment, deci nu ar putea să reușească să-și achite în totalitate suma de bani pe care o datorează pentru energia termică către Paroșeni. Dar există, desigur, există, desigur, niște posibilități din punct de vedere managerial de a gândi o nouă strategie care poate, cu, având în vedere mai ales că Petroșanul, după cum se știe, este principalul beneficiar dintre celelalte localități din Valea Jiului, printr-o strategie bine gândită, se poate găsi o formă în așa fel încât lucrurile să intre pe un făgaș, în așa fel încât, dacă poate chiar nu în totalitate de la bun început, dar pe parcurs să recâștige și să poată să-și achite și datoriile către Paroșeni. Dar bineînțeles că este nevoie de o strategie bine gândită din punct de vedere al tarifului, din punct de vedere al de a face pe populația din Valea Jiului încet să se regândească și de a reveni spre sistem și atunci dacă într-adevăr numărul de consumatori ar crește, atunci bineînțeles că în acest considerent ar fi desigur benefic și firma ar putea, noua firmă ar putea bineînțeles să supraviețuiască și să evite situația care este creată în momentul de față cu vechea firmă. La nivelul Văii Jiului s-a dorit realizarea unui operator unic pentru termoficare. Toate licitațiile au eșuat, astfel încât deocamdată acest serviciu este furnizat abonaților sub vechea formulă. Dacă an la rând boxele amplasate la etajul superior al halei centrale din piața Petroșani au fost neocupate, acum administrația piețelor a scos la licitație aceste spații. S-a dorit ca în boxele respective să se comercializeze cu precădere produse agroalimentare. Având în vedere faptul că aveau anumite destinații boxele, am lăsat la apreciere, adică am cerut aprobarea Consiliului Local pentru a se comercializa produse agroalimentare în toate boxele.
o prezență destul de mare este acum la față de așteptări la licitațiile care urmează să aibă loc. Și pot să vă spun că majoritatea sunt producători de produse lactate și produse din carne. Chiriașii acestor boxe vor plăti 450 de lei lunar pentru aceste spații, sumă la care se adaugă și utilitățile. Prețul de pornire a licitațiilor este de 450 de lei pe lună, iar utilitățile revin în sarcina chiriașilor de a se încheia contracte cu furnizorii de utilități. Ați spus că sunt multe cereri. Da, da. Deci putem spune că în proporție de 80% au fost solicitate pentru licitație. Din închirierea acestor boxe, administrația piețelor din Petroșani încearcă să își suplimenteze bugetul în vederea realizării unor investiții. Punctul de sacrificare al mieilor din piața centrală din Petroșani va funcționa și în acest an. Momentan, acest centru este nefuncțional, urmând ca în perioada premergătoare Paștelui aici să se facă lucrările de igienizare și de reavizare, astfel încât crescătorii de miei să aibă posibilitatea să vină și să își sacrifice în condiții igienice animalele în vederea comercializării. Și anul acesta sperăm să vină un număr cât mai mare de producători și investițiile făcute în anii anteriori în punctul de sacrificare așteptăm să dea roade. Crescătorii de miei nu vor plăti mai mult față de anul precedent pentru utilizarea centrului de sacrificare. Vestea bună este că nici comercianții care își vor desface marfa pe tarabele din piață nu vor avea biruri mai mari. Ba dimpotrivă, taxele pe masă au fost micșorate. Taxele rămân cele de anul trecut, stabilite prin hotărârile Consiliului Local. N-au fost nici mărite, nici micșorate. În schimb, am micșorat taxele pe piețe, la mesele din piețe. Aveți cereri? Momentan nu, dar sunt convins că vor veni în scurt timp, în apropierea sărbătorilor. Reprezentanții piețelor din Petroșan se așteaptă ca cererile privind închirierea tarabelor să crească în preajma sărbătorilor pascale.